Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cum să rămâi când simți că vrei să pleci? Partea a doua. Să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi. 2 Corinteni capitolul 2, versetul 11. E foarte important să recunoști dușmanul adevărat al căsniciei tale. În acele zile în care te gândești poate că nu mai poți sta nicio clipă în această relație, e ușor să pierzi perspectiva și să te concentrezi pe lucruri greșite. Căsnicia a fost ideea lui Dumnezeu. El a plănuit-o ca fundament al împărăției sale pământești. Iar asta face din căsnicie una dintre țintele favorite ale diavolului. E motivul pentru care el a otrăvit perspectiva și a pus confuzie în mintea primului cuplu. El l-a amăgit pe Adam să creadă că Eva era problema lui, dând vina pe ea pentru ceea ce s-a întâmplat. Vezi Geneza, capitolul 3, versetul 12. Însă amândoi au fost amăgiți de tatăl minciunii, cum spune în Ioan, capitolul 8, versetul 44. Diavolul a știut că poate submina planul lui Dumnezeu, strecurându-se între cei doi care formau primul cuplu de pe pământ și aducând învinovățire și egoism. Iar metodele lui nu s-au schimbat. De aceea ținem socoteala greșelilor celuilalt, identificându-ne partenerul ca fiind problema și refuzând să dăm dovadă de har. Apostolul Pavel ne ajută să înțelegem cum să biruim strategia diavolului. Am iertat pentru voi în fața lui Hristos ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință despre planurile lui. 2 Corinteni, capitolul 2, versetele 10 și 11. Apoi tot apostolul ne sfătuiește spunând că dragostea nu caută folosul său. 1 Corinteni, capitolul 13, versetele 4 și 5. Asta nu înseamnă că dragostea trăiește în negare, ci că ea alege să practice lepădarea de sine. Așa că în loc să ții socoteala celor mai mari defecte ale partenerului sau partenerei, alege să-i afli cele mai mari calități și arată-ți aprecierea. Nimic nu topește resentimentul și împietrirea ca exprimarea aprecierii față de celălalt.